Femeile din nordul Republicii Moldova vor avea acces la servicii medicale de calitate. În incinta centrului consultativ al Spitalului Clinic Bălți a fost deschis un cabinet de colposcopie, dotat cu utilaje moderne pentru depistarea timpurie a leziunilor precanceroase și cancerului de col uterin. Este unică maladie oncologică complet prevenibilă în secolul 21. În cuvinte foarte simple, asta înseamnă că zero femei bolnave de cancer de col uterin. Mai exact, femeile care se vor adresa la medicul de familie pentru efectuarea testului citologic și vor avea nevoie de investigații suplimentare de colposcopie, vor putea face acest lucru în cadrul spitalului din Bălți. Avem o masă ginecologică care este adaptată femeilor cu dizabilități locomotorii. Avem aparat binocular care se numește colposcop, care ne permite examinarea colului uterin sub mărirea imaginii până la 60 de ori. Noi putem identifica schimbările atipiile ușoare și atipiile severe ale colului uterin. Am avut acest serviciu și până la lansarea proiectului, doar că am avut aparate învechite. Acum avem aparate de ultimă generație, avem specialiști pregătiți, bine pregătiți și avem și suportul metodologic al catedrei. Cancerul de col uterin rămâne o problemă de sănătate majoră în Republica Moldova. Anual, din cauza acestei maladii, mor aproape 160 de femei. Cele mai multe femei afectate sunt tinere cu vârsta de 35-45 de ani. Este un element foarte important și foarte modern, care în condițiile Republicii Moldova, în starea noastră economică, când femeile nu pot să-și permită deplasarea către centre centre medicale din capitală, oferirea serviciului medical cât mai aproape de fiecare femeie. Specialiștii recomandă efectuarea screeningului de col uterin o dată la 3 ani pentru toate femeile cu vârsta între 25 și 61 de ani. Acesta este gratuit și inofensiv. Cancerul de col uterin este o patologie malignă a colului uterin, frecvent provocată de virusul HPV, Human Papilloma Virus. Acest virus face ravagii atât la o vârstă tânără cât și la o vârstă înaintată. Orice femeie poate preveni cancerul de col uterin efectuând un simplu test care este, cum am spus, este gratuit, eficient, rapid și, cel mai important, indolor. Cabinetul de colposcopie a fost deschis datorită sprijinului Fondului ONU pentru Populație cu suportul financiar al Guvernului Marii Britanii și în colaborare cu Ministerul Sănătății.